Cu investigatul am experiență. Acum câțiva ani, la blog ne jucam de detectivi. Am urmărit-o vreo 5 luni pe masa lui Gel. Asta se întâlnea cu nu știu ce tip mai tânăr decât ea în ceva bar. La prima vedere, ăla semăna cu ăla de prezintă starea vremii la ProTV. Dar dacă te apropiai mai tare, vedeai că are fața plină de bube. Numai că în cazul nostru nu prea puteai să te apropii, fiindcă riscai să te recunoască. Și atunci o făceai de oaie. Am făcut și poze și tot acum. Am sunat-o pe femeie și i-am spus că dacă nu lasă 100 de lei sub preșul de la intrarea în bloc, îi spunem lui bărbatul ce face. Dar asta nu făcea nimic. Se întâlnea cu unul care ghicea în cafea. Anyways, dă-o dracu pe masa lui Gelu. Oricum eu țărancă proastă. S-a întâmplat într-o joi. A venit la mine directorul adjunct și mi-a zis să merg în birou. Păi eu n-am fost niciodată în birou la directorul adjunct. Avea asta pe birou o rață de porțelan cu ciocul galben. Exact ca mașina de tuns iarbă a lui vecinul de la pat. Cât am stat acolo în birou, eu nu mi-am putut dezlipi ochii de ciocul rației alea. În timp ce directorul adjunct zicea tot felul de chestii. Cum că ce om bun sunt, că ce bine au colaborat cu mine, că sunt om de încredere, bla bla uri de astea. Restructurare de personal, închiderea unor raioane, da, scăderea producției. Genul ăsta de chestii pe care ți le spun când vor să scape de tine, în loc să-ți zică direct în față. Fraiere, nu mai avem nevoie de tine, pleacă acasă! Nu, ei te îmbrobodesc cu căcaturile astea dulci, care te enervează și mai tare. Mi-a zis că o să mai lucrez 2 săptămâni și după aia gata. Că o să primesc niște bani, gen salariu pe 6 luni. Am mai fost la muncă 2 săptămâni, după care gata. În fiecare dimineață, la 7:30 fix, ieșeam din bloc. Chemam taxiul, îl lăsam pe fiul meu la școală și pe urmă mergeam la fabrică. Și în prima zi, după ce nu am mai lucrat, am făcut la fel. La 7:30 fix, am chemat taxiul. L-am lăsat pe fiul meu la școală și pe urmă am mars-o vreo 8 ore prin centru, așa aiurea. Când vreau să mă distrez, intru pe site-urile de matrimoniale. Asta e cea mai mare distracție a mea. Da. Păi găsește acolo tot felul de tip de prin tot felul de orașe care pun poze cu ei și spun că sunt în căutarea unei femei pentru o relație de prietenie sau căsătorie. Și invers, că sunt și tot felul de tipe care spun că sunt în căutarea dragostei adevărate. Păi am găsit acolo, sunt o groază, sunt super mulți și de la noi din oraș, pe câțiva îi și cunosc. E unul care e vecin cu mine. Ăsta și-a pus o poză cu el la bustul gol, într-un service auto. Își spune Super Vasile. Să moară 5 găini, Super Vasile. Acolo la el pe profil scrie că nu e însurat. Dar ăsta e însurat, bine mersi. Are și 2 copii acasă. Nesimțitul. Am mai găsit pe unul. Trandafirul sălbatic. M-am uitat pe el prin poze, când colo ce să vezi. Era proful meu de istorie. Proful de istorie. Să moară 5 găini, dacă vă mint. Și Dulcicu 69. Dulcicu 69, iauzi. Ăsta m-am rupt. Ăsta nu mi-a venit să cred că l-am văzut. Păi ăsta e cel mai mare tocilar de la noi, din liceu. Merge la toate olimpiadele. Nu venea să cred că ne-am văzut pozele acolo. Da. Dar și la secțiunea femei. Sunt vreo 3 gagicuțe de pe la mine de prin clasă. E una, pisicuța ta dulce. Pisicuța ta dulce, iauzi. Asta e prietenă bună cu soră mea. Și știu că îi place să iasă numai cu tip din aia de peste 30 de ani. Dar mai sunt și tot felul de țărani din astea proaste care pun poze cu ele în costum de baie, model leopard. Urâte, urâte cu spume. Da. Și spun poze din alea așa pe lângă biblioteci sau rafturi cu bibelouri. Sau tipe din astea care iau poze cu fotomodele de prin America și zic că sunt ele. Păi așa și eu sunt vecin cu Paris Hilton. Dar cel mai tare
cel mai tare mă distrez la categoria 50 plus. S-a întâmplat într-o joi. Se întâmplă chiar într-o joi. Avem 5 povești într-o joi care se întâmplă într-un taxi. Asta ar fi elementul care le leagă aceste 5 povești. Ziua de joi și taxiul. În taxi se spun povești, multe. Dacă are cine să le asculte, oamenii, în general, se deschid atunci când există un ascultător. Frumusețea textului lui Elize, care e un dramaturg extraordinar, un observator extraordinar a comportamentului uman. Avem doi adolescenți, avem un bătrânel, avem un șomer, avem un taximetrist, cu povești care mai de care mai interesante. Atinge subiecte ale societății noastre foarte candente, cum e problema șomajului, cum unii se complac în a nu face nimic. Dar devine toată lumea. Mai puțin individul care se complace în acest a nu face nimic. Avem adolescenții cu problemele lor, unul în căutarea valorilor, adevăr, minciună, celălalt pe care l-ați și văzut un mic fragment, comunicarea virtuală. Unde duce comunicarea virtuală? Ce înseamnă să stai să stai pe Facebook, să stai pe site-uri de matrimoniale și să te prefaci că ești altcineva decât ești, să te dai drept altcineva? Ce consecințe sunt? Taximetristul, care are o poveste grea de dus, un accident al fiului său, cum poate să meargă înainte un destin oarecum clasat printr-o întâmplare nefericită, cum poți să-ți continui viața. Un bătrânel cu o poveste extrem, extrem de emoționantă, ce înseamnă singurătatea la vârsta a treia, ce înseamnă să n-ai absolut pe nimeni, să fii într-un azil, și să-ți faci o familie fictivă din fotografii, să alergi după fotografii cu copii, să-ți imaginezi că-s familia ta. Și toate astea cu o speranță de viață, cu o bucurie, cu o seninătate care nu poate decât să ne facă mai optimiști, să vedem puțin altfel. Noi ăștia care toată ziua suntem atât de încruntați și de grăbiți și de... Să vedem și partea frumoasă și seninătatea asta care cred că am pierdut. Mulți am pierdut-o în vâltoarea asta în care alergăm. Nu pot decât să invit lumea să asculte 5 povești, dincolo de faptul că sunt foarte frumoase, că sunt emoționante, că ne aduc aminte de unele lucruri, că ne identificăm categoric cu ele, măcar în 2-3 din ele, dacă nu în toate. Spectaculos este faptul că e un one-man show, că un actor are capacitatea să treacă prin situații diferite, să facă 5 personaje diferite, un lucru deloc ușor, și care sper să fascineze, sper să atragă, sper să ne bucure, să vă bucure. Există un motiv pentru care s-a optat pentru această variantă de distribuție? Sau să întreb altfel, cum de Valioncu? De ce Valioncu? Pentru că ne-am dorit să lucrăm împreună, în primul rând, ne-am dorit să lucrăm. Foarte simplu, de ce nu? De ce nu? Da, ne-am dorit să lucrăm din nou împreună. Din nou împreună, da. Ne-am dorit să facem un one-man show. Textul lui Elize nu este conceput ca un one-man show. El are la bază 10 povești de fete și băieți, pe care le-am unit în dând această linie comună, în afară de ziua de joi, care sigur că stă la baza textului, acest spațiu, sigur, sugerat, simbolic, un taxi, și pentru că ne-am dorit să lucrăm împreună. Și e un actor extrem, extrem de devotat, extrem de pasionat, cu care e o plăcere să lucrez.
și o provocare și pentru mine să mă întâlnesc din nou cu un one-man show. Ultima dată când am lucrat la un one-man show era o temă de studiu în facultate. Și cum am reluat tema asta pe un alt text, lucrând cu un regizor, atunci am lucrat singur și mă rog, e o provocare pentru orice actor să lucrezi la un one-man show și să încerci să ții publicul timp de 40, 50, o oră, două ore, cât o fi singur pe scenă. Și un sfert. E un antrenament extraordinar pentru un actor, un one-man show. E cel mai bun antrenament. Și cât de dificil e? Foarte, cel mai dificil. A fi singur și avea doar singurul partener este publicul. Energia care vine de acolo. Nu ai nimic pe ce să te sprijiniști. Realmente, cu mâinile goale, gestionezi o oră și un sfert, să gestionezi singur emoții, stări, relația actor-spectator este cel mai dificil lucru. Îmi place să antrenez actori în one-man show-uri, am mai făcut. E o mare provocare, chiar dacă regizoral nu este o mare provocare ca spectaculositate. Adică el nu se aduce acel spectaculos al unui spectacol de teatru în mai multe personaje. Provocarea uriașă este să ajungi la capătul drumului și să simți că un singur om poate să facă ceea ce face, în general, o distribuție mai mare pe echipă. Tudor Gheorghe spune că l-a ajutat foarte mult la spectacole pe care le are, spectacole de câte 2-3 ore de unul singur, faptul că e actor. Voiam doar, în virtutea celor tocmai menționate de dumneavoastră, să întreb cât de important este pentru un actor capacitatea, în cazul unui one-man show, capacitatea de a face roluri de compoziție? Sau există modalități speciale de antrenare în acest sens? Este un mare antrenament. Sigur există, sunt niște tehnici, dar când un tânăr de 20 și trebuie să facă, cum e și la noi, ultima din povești, un bătrânel de 70 de ani, nu este facil. Trebuie să gestionezi fiecare și un ridicat de sprânceană și un tremur al mâinii. Și nu trebuie să le uiți. Sigur că tu, corpul tău tânăr, are un tip de energie pe care tu trebuie să o controlezi secundă de secundă. Voce, gest, privire, aici, o mică chestie, dacă scapă, te-ai trădat și se vede. Aici compoziția e cu atât mai grea că, neavând machiaj sau un costum bine pus la punct pentru fiecare personaj în parte, adică am o bază neagră și pe urmă de fiecare încerc să le diferențiez pe lângă jocul actoricesc cu niște pălării sau niște mici elemente. La compoziția unui bătrân de obicei folosim o tonă de machiaj, tot felul de artificii care să ne acopere. Aici e doar din atmosferă, atitudine și sinceritatea lui. Adică ei, în cazul acestui tip de compoziție pe care îl fac în spectacolul, în acest one-man show, mergi mai mult pe partea psihologică a compoziției, decât pe partea fizică a ei. Mai mult fond, mai puțină formă. Am mers pe neutru, doar asta trăiește, ca schimbare de șepci, să zicem. Neutru, această mașină, care evident nu este o mașină, ci doar o sugestie. Restul se merge pe interior, mult interior, mai puțină formă și mai mult fond, emoție. Așa cum spuneați, când se merge pe interior, simți câteodată nevoia și de niște improvizații de moment care n-au fost gândite cu regizorul? Astea se nasc, am mers pe... Adică nu ne-am ferit de improvizație, dacă e un moment... Acum ați văzut doar personajele care sunt făcute în mașină. Taximetristul și bătrânelul
le-am făcut în afara mașinii. Ele sunt în contact mult mai direct cu publicul și acolo intră improvizația. Și publicul e un organism viu, adică nu poți să te raportezi la el ca la un perete. El are o reacție pe care poți să o exploatezi și să... Acele două sunt interactive, în care... Spuneați de textul original cu mai multe personaje. Înțeleg că ceea ce se întâmplă în acest spectacol despre care vorbim acum la Turda este cumva o adaptare. Și vreau să vă întreb dacă ideea de taxi se regăsește în textul original ca spațiu de desfășurare sau este ceva ce ține de adaptarea pe care am ține de construcția noastră. Există un taximetrist, deci o poveste a unui taximetrist în textul lui Elize. Textul este legat de dramaturg doar prin ziua de joi. Faptul că fiecare s-a întâmplat într-o zi de joi ceva anume. Noi l-am legat plecând de la povestea taximetristului. Am păstrat acest spațiu dându-mi seama că eu merg foarte mult cu taxiul. Se spun foarte multe povești. La rândul meu, dacă eu, ca pasager, sunt dispusă să-l ascult, taximetristul are infinite povești. Nu trebuie decât să ai, sigur, o distanță suficient de mare și o dispoziție să te deschizi, să asculți. Deci mi se pare un spațiu extrem de propice pentru a te deschide. Oamenii așteaptă să fie un ascultător, cumva să se regăsească, să se regăsească de foarte multe ori, când ești într-o situație limită. Transpare ceva din, să zic așa, din totalitatea spectacolului, transpare ceva care să constituie o așteptare pentru public, un public care probabil se întreabă de ce joi, este cu, de ce nu vine sau sâmbătă. Doar e vorba strict de un titlu sau există și alte elemente care, nu știu, joia de dinainte de vineri sau joia în care se apropie weekendul sau ceva. Deci de ce joi? Asta vreau să întreb. Transpare cumva din text de ce joi? De ce s-a optat pentru joi? Sau e doar o zi? Nu. E doar o zi. E alegerea dramaturgului. Am înțeles. Mă rog. Și întâmplările... Nu transpare. Sunt alte elemente care se sugereze de ce joi? Sau doar, cum zicea și Valie, script, titlu și... Nu, sunt dramaturgi care, apropo de această zi de joi, e o zi de care s-au legat mai mulți dramaturgi. O mică explicație, ca să o dau din alte discuții avute pe tema asta, e cumva considerată miercuri și joi, în plină săptămână, cu cele mai multe posibile evenimente. Vineri e așa spre weekend, luni e după weekend, marți ne obișnuim, iar miercuri și joi sunt zilele cele mai considerate, cele mai pline, cele mai productive. A, bine, eu de miercuri știam. Deci astea sunt... Asta așa ca o... Și riscul de producere a diverselor evenimente nefericite, tocmai având în vedere că e ziua cea mai încărcată din săptămână, cea mai departe de weekend pe ambele părți și... Sunt acumulări. Stres mai mare. Sună mai bine s-a întâmplat într-o joi decât s-a întâmplat într-o miercuri. Probabil.